devine de fapt în întâmpinarea unor propunere ale mai multor cetățeni din municipiul Brăila care vor să bată mai mulți polițiști pe stradă. Putem spune că vom ajunge să punem pe primul plan securitatea cetățeanului și mai multe posturi care astăzi sunt vacante și ar avea desfășurarea activității în zona birourilor, se mută în stradă. După votarea acestui proiect de hotărâre, putem să spunem într-adevăr că vor fi mai mulți polițiști în stradă, lucru solicitat de toți cetățenii municipiului Brăila. Vorbind de o statistică, o să vă spun următoarele lucruri. În 2017 au fost 345 de sesizări care s-au finalizat prin 38 de procese verbale de amendă. În 2018 au fost 312 sesizări, 52 de procese verbale de amendă. În 2019 au fost 72 de sesizări și 17 procese verbale de amendă. Din analiza pe care a făcut-o domnul director Tănase, rezultă foarte clar că numărul sesizărilor este într-o scădere, coroborat și cu procesele verbale de amendă, lucru care poate fi făcut în continuare de un număr mai restrâns de persoane. În schimb, cetățenii vor să vadă pe înserat și noaptea polițiști locali patrulând pe stradă pentru a le crește siguranța municipiului Brăila. Acest aspect a fost analizat și de Comisia Locală de Ordine Publică a municipiului Brăila și pot să vă spun că poliția municipiului Brăila, inspectoratul județean, mă refer, nu cea locală, apreciază această măsură ca fiind una benefică. De asemenea, și consilierii municipali care au făcut parte din această comisie au apreciat acest proiect de hotărâre că vine în interesul cetățenilor din municipiul Brăila și vom avea mai multă poliție în stradă, lucru solicitat de fiecare dată.